Dumneavoastră prea deja vă duceți prea profund. Eu doar nu vă întreb de unde aveți una altă și de ce planificați una și alta. Voi jurnaliștii trebuie un pic să aveți măcar un pic de omenie, dar mi se pare că voi ați pierdut-o. Măcar unul din voi m-ați întrebat cum eu am petrecut ziua mea de naștere. Nu vă interesează. Pentru că când odată voi o să stați în izolator sau în penitenciar de ziua dumneavoastră de naștere, o să mă înțelegeți. Și nu vă supărați pe tonul meu, dar măcar să mă întrebați cum eu mă simt, dacă nu îmi este fric, ce temperatură este în cameră, dacă eu am meritat să stau acolo. Nu vreți să mă întrebați? Ba da, vrem, Marina, vrem să te întrebăm, doar că înainte acestor întrebări vrem încă să te mai întrebăm cum prea profund 4 ani la rând declari că contractez împrumuturi de la mama Lușor de sute de mii de lei, de la Vadim Fotescu de sute de mii de lei, primești în fiecare an 10.000 de euro cadou și cu inele de 6.000 de euro pe mână tu șeri guvernul să-ți compenseze banii pentru facturile de iarnă. Tu înțelegi, Marina, personalitatea ta e atât de bogată și colorată încât noi nici n-apucăm să te întrebăm cum tu te simți. Nu pot să-mi permit conform legii să mă ocup cu domeniile business-ului și da, sunt nevoită în unele cazuri să apelez la astfel de credite într-un fel. Prieteni, jurnaliști, Marina, toți care suntem, hai să ne punem și să facem să... Marina, da? Cum tu te simți? Ce aveți în vedere? Cum tu te simți cu sute de mii de lei datorii contractate, 10.000 de euro cadouri primite în fiecare an cash? Numai anul trecut, în 2022, în martie, eu primit 12.000 de euro, probabil cu ocazia începutului de primăvară, în martie, ca orice femeie. Pentru că vedeți că situația este mai complicată și bani pentru toți sunt mai potriviți decât cadouri. Și după asta de ziua ai 15.000. Aduni mâine de la mâine, deja plătești facturi pentru tăi raion Orhei. Măcar unul din voi m-ați întrebat cum eu am petrecut ziua mea de naștere. Dar să petreci ziua ta de naștere, care să mă ierți de expresie, dar eu singură dată în... Ziua de naștere e practic numai o singură dată în viață, numai ziua așa când te-ai născut. Asta și e tot dacă te-ai născut ziua. Dacă te-ai născut noaptea, e noaptea de naștere. Vapșe nu sărbătorești. Pentru că când odată voi o să stați în izolator sau în penitenciar de ziua dumneavoastră de naștere, o să mă înțelegeți. Întrebați-o, vă rog, cum se simte? Pentru că întrebarea asta cum se simte ne va ajuta pe noi să descoperim și fel de cheltuieli are Marina Tauber încât are nevoie de sute de mii de lei de la mama Lușor împrumutat și neîntorși de prin 2017, 2019, 2020. Cum? Cum reușește ea să trăiască? Și fel de model social-economic are această ființă pe nume Marina Tauber încât contractează milioane de lei datorii, primește milioane de lei cadouri și în același timp declară că salariul ei oficial de deputată îl donează. Noi din nenumărate ori am spus că banii aceștia sunt utilizați de noi în scopuri caritabile. Marina, noi toți vrem să știm cum te simți tu în chelea ta de... Continuați voi. La revedere!